lucrurilor. Probabil vă așteptați să vorbim despre pensiile speciale. Dacă până la urmă așa numitul subiect al pensiilor speciale este o fâsâială, s-ar putea să fie, o să vorbim și despre asta la momentul potrivit. Dar am ceva mult mai important decât toate aceste lucruri. Ne aflăm la finalul unui an în care și anul acesta, după o serie întreagă de ani în care ura a fost cea care a dominat în societatea românească. Ura a fost cea care a fost cultivată și la un moment dat încerc să oprești această ură. Cei care au generat-o încearcă să o oprească. Și desigur că întrebarea este dacă vor reuși. Eu vă propun și sper ca în această seară să vă implicați într-un vot care s-ar putea să fie cel mai important vot pe care l-ați dat în ultimii ani. Cine este românul cel mai bun? S-ar putea ca întrebarea mea să vi se pară destul de nepotrivită într-o societate în care românii ne-ar fi foarte ușor să facem un top cu cei mai răi români. Eu vreau să vă propun în această seară și din această seară un exercițiu. O să vedem ce iese. Noi însă ne-am pregătit foarte bine. Iar ceea ce cred că se va întâmpla în această seară nu este doar votul pentru un concurs pe care noi îl lansăm în această ediție. Cred că ar putea să fie un exercițiu de a-i căuta pe unii dintre oamenii foarte buni. Iar poveștile pe care le veți vedea în această seară, pentru că eu am de fapt 8 propuneri. 8 propuneri care ar putea să fie începutul în a clădi ceva, cărămidă cu cărămidă. Cu cât vom fi mai conștienți de cei care sunt mai buni între noi, cu atât cred că ei ar putea să fie niște exemple puternice pentru societate. Fiți, vă rog, atenți, nu am întrebat cine este cel mai bun român. Nu este o lecție în această seară despre patriotism, cu toate că va veni și momentul pentru asta. Am pus întrebarea cine este românul cel mai bun, pentru că, din păcate, bunătatea și această formă de a te preocupa de alții, de societate, de comunitate, nu a mai fost cu adevărat cultivată în România. Ce vom face noi în această seară este un exercițiu pe care îl consider foarte important. Nu degeaba am spus că eu cred că este unul dintre cele mai importante voturi pe care le-ați dat. Vă invit în această seară la vot, vă invit să urmăriți cele 8 propuneri pe care noi le vom face, mai degrabă eu le voi face, invitații mei vor face și ei propunerile lor, iar dumneavoastră aveți în această seară un dublu rol. Rolul de a vota dintre cele 8 propuneri este primul rol pe care vă rog să vi-l asumați în această seară, și a doua propunere ca dumneavoastră să faceți propuneri în acest concurs pe care lansez în această seară. El cumva, oamenii buni, e greu să-i pui într-o competiție între ei. Și nici măcar nu acesta este scopul real. Scopul real este de a crea un pretext în care oamenii buni, să existe și o concurență pentru bunătate, pentru fapte bune, pentru oamenii care schimbă lumea, pentru oamenii care schimbă vieți, pentru cei care schimbă destine. Credeți-mă, cazurile pe care le-am selectat pentru această seară, eroii pe care am selectat pentru această seară au niște povești puternice, colosale. Și cred că vă vom capacita asemenea unui magnet în fața televizoarelor. Dar vă rog din suflet, țineți minte rolul pe care vă rog să vi-l asumați din această seară. 1. Să votați dintre cele 8 propuneri pe care le facem o opțiune, iar al doilea lucru, dacă veți dori, să ne faceți o propunere minim de român bun. Intrați pe pagina mea de Facebook în timp ce veți urmări propunerile mele. Veți vedea acolo 8 opțiuni, o să vi le arătăm și pe video. Sunt și cu fotografii în cazul în care nu le știți numele, să cuplați cu chipul acelei persoane dacă nu sunteți familiarizați cu personalitatea respectivă și acolo puteți să votați și există o rubrică, alții, unde puteți să treceți alte propuneri. Bun. În studioul nostru în această seară se află jurnalistele Ana Maria Roman și Cătălina Porumbel. Sărut mâna, bun venit! Și de asemenea se află profesorul Marius Pieleanu, distins sociolog. Bună seara! Bună seara! Și domnul Mugur Civică, președintele grupului de investigații politice. Bună seara! Bună seara! Sunteți cel mai bun? Și eu. Distins mai ales. Președinte. Și președinte și distins. Da. Dumneavoastră poate este cel mai bun dintre noi, dar o să vedem cel în seara mai distins. Cel mai distins, sunt președinte, sunt cea mai mare funcție. Acum să știți că, eu știu, poate bastonul de președinte și
în rucsacul altora din platou. Sigur, dar pe la baston funcție... până la funcție e distanță. Oricum, cana cu președinte e aici, în dreapta ta. Da. E la mine, da. Chiar ce președinte aici am eu, cană. Pentru cei care n-ați văzut vreodată cana mea, e un cadou pe care și eu l-am primit. E chiar cu stema președintelui Statelor Unite, alt subiect zilele astea, despre care poate vă vorbi, domnule profesor. Sigur. Bun. Mă întreabă Sorin, regizorul nostru, dacă sunt fără șapcă, în cazul în care am și șapcă. Domnilor și domnilor, începem cu 6 propuneri pe Facebook, 6 propuneri pe care noi vi le facem, eu vi le fac. Fiecare dintre colegii mei de platou în această seară vor veni cu propunerea lor. Dar haideți să vedem despre ce e vorba. Deci, dacă vreți să intrați pe Facebook în timp ce dumneavoastră vă uitați la propunerile noastre, e foarte simplu, Mihai Gâdea, jurnalist, transmitem în această seară emisiunea live pe Facebook pentru cei care vor să voteze și să fie acolo pe Facebook. Ei bine, dragii mei, haideți să vedem până la urmă, iată, care este cel mai bun român. Este un sondaj de opinie, intrați pe acel link. Acolo vi se va deschide și o să-i rog pe colegii mei să vă arate la momentul potrivit opțiunile de vot. Și dumneavoastră veți vota pe cine considerați dumneavoastră. Începem cu 6 și vom continua. Noi avem în seara asta pregătite cel puțin